Relatam într-un grupaj anterior de știri că unul din cele mai interesante documente elaborate de un colectiv de lucru al Comitetului Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, care a întocmit Planul Local de Acțiuni pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, a abordat una dintre cele mai stringente nevoi ale societății contemporane, în general cu referire la cea nemțeană în special. Inspectorul școlar pentru învățământul profesional și tehnic, Mircea Corlățean, a subliniat cele mai importante aspecte ale problemei. Capitolul 5 se referă la învățământ și aici pot să vă ofer mai multe informații. În general, acest document, dacă l-ați studiat și ați spus că l-ați studiat da, cu atenție, se referă la, în special, la învățământul profesional și tehnic, care cuprinde cele două laturi, învățământ liceal tehnologic și învățământ profesional. În prima parte a acestui capitol sunt prezentate date cu caracter general referitoare atât la regiunea Nord-Est cât și la județul Neamț, în ceea ce privește principalele domenii de calificare. Județul Neamț are mare nevoie de muncitori cu o calificare solidă, dobândită în învățământul profesional și tehnic actual, în domenii care țin de construcții, industrie textilă, dar și de servicii. Pe fiecare domeniu de activitate. Așa cum probabil se știe, fiecare județ, fiecare regiune are un anumit specific. Județul Neamț, având o suprafață mare de păduri, încercăm să dezvoltăm calificări în domeniul fabricării produselor din lemn, în domeniul protecției mediului, în domeniul silviculturii, de asemenea având și suprafețe agricole mari, în calificări în domeniul agricol, dar nu în ultimul rând și calificări din domeniul industrial, și aici fac referire la materiale de construcții, la mecanică, la industrie textilă, la electrotehnică, electronică și electronică automatizări. Date interesante sunt cele legate de gradul de îmbătrânire a forței de muncă, pentru care vom reveni cu detalii.